Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Știrea, mă rog, imaginele le-a văzut toată lumea de acum câteva zile, când zeci de șoferi au luat-o pe contrasens pe autostrada către mare. Era un ambuteiaj în față, oamenii au decis că e mai bine să se întoarcă din drum și să prindă o bretea din aia de ieșire. Cred că știți că au fost dezbateri, s-a tot vorbit. Acum, Asociația Pro Infrastructură, pe care am avut-o și noi, reprezentanții au fost și aici la noi, la Deșteptarea României, sunt oameni care se ocupă de drumurile din România, de supravegherea lor, are o idee și zice așa: domnule, dacă se mai întâmplă chestiunea asta, să fie asimilată tentativei de omor. Corect. Adică ei propun o modificare a codului rutier. Unde semnezi pentru? Da, poți să semnezi pentru. Eu zic că e o exagerare din punctul ăsta de vedere. Adică cel mult poți să ceri să fie trecută ca infracțiune separată în codul rutier, dar nu ca tentativă de omor, pentru că și dreptul are regulile lui. Nu, nu poți să inventezi orice. Păi stai, domnule, că există infracțiuni în codul rutier. Da. Asta e contravenție. Asta e contravenție. Acum. Acum, da. Da, dar în codul rutier există infracțiuni. Da, păi asta, nu? Eu aș zice așa, da, da, există. Da. Adică dacă bei, dacă conduci peste o anumită... Da, îți face dosar penal, asta, da, e ideea. Uite, așa să fie și asta, tot așa, la capitolul, da, infracțiuni. De acord, să fie dosar penal, dar nu poate să fie tentativă de omor, cum propun. Cum să ei. Nu fie? Păi asta nu e. E, că tentativa de omor în sine are și ea niște, adică infracțiune, are și ea niște laturi obiective, subiective, niște, trebuie să existe intenția de a face rău cuiva. Ori aici nu există, poate să fie cel mult o culpă la vătămare, dacă se întâmplă, Doamne ferește, un accident, sau o culpă la distrugere. Cel mult, adică nu pot să reinventezi dreptul, știi? Că facem câte o chestiune din asta, ne aprindem foarte tare. Nu, poți să zici, domnule, vrem să fie infracțiune, această chestiune să fie infracțiune. 6 luni, un an, pedeapsă, mă rog, să-i dea cu suspendare. Așa o definești ca infracțiune în sine, de sine stătător. În codul rutier, da, și zici, domnule, circulația pe autostradă, pe contrasens, este infracțiune, se pedepsește de la 6 luni la 1 an și jumătate, depinde de condițiile cu tare și cu tare. Da, păi m-a interesat mai puțin să intre oamenii ăștia în pușcărie, nu ăsta este, păi, obiectivul, nu cred. Meu. Obiectivul ar fi să iasă de pe șosele, pur și simplu să fie scoși de pe șosele, să nu mai poată să circule. Adică că... să iei carnetul 90, da, de zile, poate și mașina, zile, poate și mașina. Să iei carnetul 10 ani, nu 90 de zile. 10 ani. Vorbesc foarte serios. Nu, adică nu glumesc deloc cu chestia asta. Cred că obiectivul principal al politicii de creștere a siguranței rutiere în România, în momentul ăsta, trebuie să fie scoaterea de pe șosele, da, a tuturor celor care conduc stupid și pun în pericol și pe ceilalți. Dar știi agresiv. Că te poți urca la volan și fără carnet și avem atâtea cazuri și de aia mulți nu știm. De mulți nu știm și ei, sunt uite, printre noi. Sigur, Radu, aia este o infracțiune, poți să comiți infracțiuni și să nu se afle niciodată, dar dacă ești aflat, ajungi în pușcărie. Dar domnul Florinel Coman, de la renumita echipă eliminată de niște cetățeni aseară, cum s-a mai terminat, domnule, aventura lui cu... Că stau să mă întreb și acum. Avea o foaie din Ucraina pe care scria că el poate să circule aici, în România. Și cu o amprentă pusă. Da, exact, păi, da. Adică acum are timp liber să-și mai ia un carnet acum. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.